Bună ziua, mă numesc Claudiu Vezeanu și reprezint societatea Vezagro SRL, unde lucrăm cu 1000 de hectare de teren pe raza comunei Radomirești. Cultivăm și floarea soarelui cu probleme până în acest moment pe care să merite menționate. Nu pot să zic că au fost, dar am folosit Frontier Forte ca și erbicid în preemergență, iar după aplicarea erbicidului au venit un var de ploi, erbicidul făcându-și efectul scontat. Frontier Forte l-am încercat și anii trecuți și deja avem o imagine formată despre acest produs și, ce să vă zic, suntem foarte mulțumiți de el. Părerea mea despre produsele BASF este foarte bună, având în vedere că aproximativ 80-85% din produsele folosite în cadrul fermei sunt produsele acestei companii. Bineînțeles, după experiența pe care am avut-o cu Pictor, o să-l folosim atât la rapiță cât și la floarea soarelui. Sfatul meu este să încerce, cum am procedat și noi. Am încercat și am observat diferența și am ajuns la concluzia că pentru o mică diferență de cost, când se investește într-o cultură, se așteaptă un an de zile, chiar merită acest mic efort financiar. Mă numesc Țăpurică Floarea, sunt inginer agronom de profesie, lucrez de peste 50 de ani în agricultură, iubesc această meserie din mica copilărie, lucrez 1440 de hectare, care le cultiv cu orz, grâu, rapiță, floarea soarelui și porumb. Buruienii probleme în zona noastră sunt muștarul sălbatic, loboda și mohorul. La floarea soarelui am folosit erbicidul Frontier Forte, care a dat foarte bune rezultate, întrucât a format o peliculă la nivelul solului și nu au mai răsărit buruienile din grupa gramineelor. În ideea obținerii unor rezultate bune în producție, m-am hotărât încă cu câțiva ani în urmă. Am folosit produsul fungicidul Pictor, întrucât îmi ține planta verde până spre recoltare și dă producții foarte bune la această floare, fiindcă o protejează de bolile care sunt în cultură, mai în special în acest an, unde am avut precipitații din abundență și în cantități mari, împreună cu căldura de afară, au favorizat foarte mult înmulțirea ciupercilor, bacteriilor. Am mai folosit Pictor și în anii trecuți și mi-a dat rezultate foarte bune. Plantele au fost sănătoase până la recoltare, drept pentru care am și obținut producții bune la această cultură. Mă numesc Nicolae Adrian, sunt administratorul fermei Secenico, a firmei Secenico Adi SRL. Ferma are o suprafață de 940 de hectare. Ferma se structurează pe următoarele suprafețe: 230 de hectare de rapiță, 190 de hectare de orz pe care l-am recoltat și înființăm în această perioadă cultura a doua de floarea soarelui. De menționat că aceste 190 de hectare de orz sunt în sistem irigat, floarea soarelui urmând să o irigăm. 230 de hectare de grâu, 150 de hectare de porumb, 20 de hectare de ceapă, floarea soarelui 10 hectare, cultura întâi, urmând, cum v-am spus, după orz să folosim și cultura, să mergem pe cultura a doua, 190 de hectare. Nu am folosit până acum produsul Opera, este primul an când folosesc Opera. În discuțiile pe care le-am avut cu domnii ingineri care au viața mea lucrată în agricultură și au folosit, au zis se cunoaște o producție și, în primul rând, eliminarea bolilor din resturile vegetale.
La porumb, cred că ne ducem undeva în 12-15 tone de masă vegetativă care va rămâne pe sol și incorporată în sol, care vor duce cu ele resturile vegetale, vor duce cu ele bolile din cultura de porumb. Așa, folosind opera, stopăm bolile, urmând ca următoarea cultură să nu sufere de pe o boală care o transmitem prin resturile vegetale. În cultura de porumb și nu numai, și în celelalte culturi avem probleme cu burenile. Să nu uităm că avem o rezervă foarte mare de semințe în sol și prin lucrările care se fac an de an, biscuit, tiger, arat, le scoatem la suprafață și avem, chiar avem o rezervă foarte mare de burieni. În cultura de porumb am aplicat pe o suprafață de 45 de hectare pachetul record de la BASF, care a avut un rezultat neașteptat de bun, dezamăgit pe cealaltă suprafață de 110 hectare pe care nu am aplicat produsul pachetul record. Am aplicat alt ierbicid, rezultatele nu au fost conform așteptărilor. Pachetul record l-am mai folosit și în anii anteriori, dar pe o suprafață mult mai mică, ca test. După experiența de anul acesta, intenționez în anii următori să folosesc în proporție de 90% din suprafață. BASF. We create chemistry.